O bătrână de peste 70 de ani trăiește de azi pe mâine la o margine de sat în județul Vaslui. Neputincioasă, își dă bruma de bani pe lemne și pe medicamente, căci suferă de boli grave. Nu mai poate munci grădina, așa că depinde de cardurile sociale pentru a avea ceva de mâncare. Cu amărăciune, spune că o doare cel mai mult singurătatea în ultimii ani de când a rămas văduvă. Am făcut toată ofta de țară. Am adus și nevastă o pâine de pomane. Tot. Atât? Am o tortă în asta două zile. Lucia Păiuș locuiește în poiana lui Alexa, din județul Vaslui. Până acum 2 ani, când i s-a prăpădit soțul, parcă nu era așa de greu. Lipsurile s-au adâncit, mai ales că sănătatea ei s-a șubrezit. Femeia se deplasează cu dificultate și cele mai simple activități din gospodărie sunt o corvoadă pentru ea. Am lucrat o viață de comerț. În centrul orașului Brașov am venit și am cumpărat căsuța asta aici și acum am rămas singur, pustie, fără nimeni. În margine de sat mi-e viața foarte, foarte grea. Nu se mai poate spune, nu mă pot duce să ne aprind și o lumânare la omul meu, că nu mai pot merge, nu mă pot să-mi picioare. Biata femeie se mulțumește cu puțin, dar frigul e greu de îndurat. Soba din metal nu păstrează căldura, iar lemnele sunt scumpe, așa că femeia le folosește cum pătat. Spune că o costă 800 de lei lemnele pe 2 săptămâni, dintr-o pensie care depășește cu puțin 1100 de lei. Aici am avut sobă, aici o am acum, dar asta numai cât fac foc, atât încălzesc. Pe urmă nu mai am căldură în casă. Și de câte ori pe zi faceți foc? Păi cam tot timpul trebuie să țin lemnul pe foc ca să am căldură și scumpe și lemnele astea. Câțiva vecini miloși o ajută atât cât pot. Nu poate să se miște, nu poate să umblă de pe aici pe acolo. Ba, mai ajut și eu la tăia lemne, ba la, de la Vaslui să-i aduc de mâncare. A avut soaba, dar a luat foc și am mai ajutat-o. Am dermat-o. Ține căldură jumătate de oră și după aia gata să termină. Femeia se simte deznădăjduită. Ar vrea să vândă o bucată de pământ pentru a face reparații prin casă, dar nu a găsit cumpărători. Visul ei ar fi să dea grădina în grija unor tineri harnici, ca să nu o vadă năpădită de buruieni.